Cetatea Neamțului se află la marginea de nord-vest a orașului Târgu Neamț, fiind concepută ca parte a sistemului de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în perioada apariției pericolului otoman. Mai sigur este că cetatea Neamțului este o ctitorie ridicată în perioada domniei lui Petru I în Moldova. În anul 1387 apare prima mențiune despre cetățile Moldovei într-un omagiu adresat de Petru I regelui Poloniei. Prima perioadă de construcție din vremea lui Petru I s-a concretizat prin ridicarea unui fort central, aproape pătrat, având fundația în trepte, pe care s-au ridicat ziduri groase prevăzute cu 4 tunuri de apărare. În anul 1395, sub domnia lui Ștefan Mușat, cetatea a rezistat atacului trupelor regelui maghiar Sigismund de Luxemburg, apoi în anul 1476, sub domnia lui Ștefan cel Mare, atacului oastei de 200.000 de oameni al lui Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Din această perioadă datează și a doua construcție a cetății, când a fost concepută și realizată curtea exterioară. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare s-au construit și corpurile de clădiri din curtea interioară, casele domnești și respectiv locuința domnitorului. În anul 1538, la sfârșitul primei domnii a lui Petru Rareș, trădat de o parte a boierimii, țara a fost ocupată fără lupte de către turci. Rolul cetății a scăzut mai ales în momentul în care, pentru a înfrânge rezistența țării, turcii i-au cerut domnului Alexandru Lăpușneanu să distrugă toate cetățile. Apoi, pe perioada domniei lui Ieremia Movilă, este refăcută cetatea și a găzduit o garnizoană militară, pentru că în anul 1600 e dificil să fie gazda lui Mihai Viteazul, proclamat domn al țării românești, al Transilvaniei și al Moldovei, realizând prima unire a celor trei țări românești. Pe perioada domniei lui Vasile Lupu, cetatea a fost întărită, a fost înființată o mănăstire aflată sub oblăduirea mănăstirii Secu, apoi în 1650, când Moldova a fost prădată de tătari, domnitorul cu familia sa și cu alți boieri s-au refugiat la cetate. A urmat perioada lui Dăbija Vodă, când între anii 1662 și 1672 aici a funcționat și o monetărie de bani din aramă. Dumitrașcu Cantacuzino a luat în timpul domniei sale garnizoana polono-germană, care ocupa cetatea, dar mai apoi aceasta este lăsată în degradare. În anul 1686, aici este adăpostită domnița Roxandra, fiica lui Vasile Lupu și văduva hatmanului cazac Timus Hmelnitski. Pentru o lungă perioadă de timp, cetatea a rămas în paragină, fiind distrusă de vreme și de furtul pietrei pentru construcțiile localnicilor. Abia în anul 1834, Departamentul Pricinilor din lăuntru Moldovei interzice luarea pietrei din cetate, iar în anul 1866 o declară drept monument istoric. Între anii 2007 și 2009, cetatea Neamțului a fost reabilitată, iar în unele camere chiar a fost recreată atmosfera din vremurile trecute, când cetatea era locuită. Cetatea Neamțului este vizitată anual de peste 100.000 de turiști, și a rămas un spațiu încărcat de numeroase mituri și legende, dar și de fapte de vitejie care marchează etape importante din istoria zbuciumată a nației noastre.